Mai este puțin până când nu doar severinenii, ci toți mehedințenii vor avea parte de cel mai modern complex sportiv din România. Este vorba despre bazinul de înot din municipiul Drobeta, Turnu Severin, care va oferi tuturor generațiilor facilitățile necesare pentru a face sport, dar și pentru a se relaxa totul la standarde europene. Că începând de la jumătatea lui mai, constructorul are la dispoziție 16 luni, nu? Pentru a termina investiția asta și sunt convins că se vor încadra și bineînțeles că nu ne supărăm dacă veți termina mai devreme, fiindcă locuitorii Severinului nu numai și chiar și noi cei care suntem aici așteptăm de foarte mult timp să se construiască o nouă clădire pentru bazinul de not și sunt convins că va ieși ceva extraordinar de frumos aici. Unii așteaptă să noată, alții să mergă la saună, la un jacuzzi, la un masaj sau la salină. Reabilitarea bazinului de not din Drobeta, Turnu Severin este un vis al tuturor locuitorilor din această zonă, fiind unul dintre cele mai importante proiecte implementate în orașul nostru. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu primarul municipiului, Marius Creciu, și cu deputatul PSD, Alin Chiril, au mers pentru a verifica stadiul lucrărilor. Vești bune pentru cetățeni, întrucât se lucrează într-un ritm alert. Mersul a fost începută de către noi de mulți ani. În cele din urmă, în 2019, am obținut sprijin de la guvernul PSD, am obținut finanțare și de atunci ne-am ocupat de tot ceea ce a însemnat orice demers necesar pentru a începe această investiție. Autorizația de construire a fost eliberată, de fapt, încă din decembrie anul trecut. De atunci s-a început să se lucreze la demolare aici, s-a făcut organizarea de șantier și, așa cum spuneam și mai devreme, începând de acum, de la jumătatea lunii mai 2021, constructorul are la dispoziție 16 luni în care trebuie să termine această investiție. La modul în care se lucrează și la palmaresul firmei care execută această construcție, eu am convingerea că se va respecta termenul și că în toamna anului 2022 vom avea aici o clădire modernă, așteptată de mii de tineri din județul nostru și sunt convins că numărul lor va fi atât de mare încât acest bazin va fi neîncăpător peste un an și jumătate de aici încolo. Totodată această clădire va lua ochii fiecărui turist care va trece prin municipiul nostru. Această investiție importantă a fost susținută și de edilul orașului, Marius Creciu. Acesta realizând faptul că reabilitarea bazinului de not din municipiu este una dintre cele mai mari dorințe ale cetățenilor. După cum ați început, este chiar foarte bine. Deci văd, ați avut tot timpul că v-am mai supravegheat așa și din spate, am discutat și cu domnul președinte. Ați avut tot timpul oameni, utilaje. Noi nu putem să stăm să așteptăm doar să ne spuneți noastră că e bine. Venim noi și vă verificăm și trebuie să recunoaștem că s-a lucrat bine, se lucrează în continuare. Ne-am bucurat să păstrați și ne dorim să vă păstrați același ritm. Pe 16 luni, începând de acum, asta înseamnă toamna anului viitor, am putea primi primele grupe de mici severineni să învețe să noate și pe severineni în general, cei care, cărora le place sportul și vor să facă mișcare. Pe lângă toate acestea, primarul Marius Creciu și-a început cariera administrativă la nivel înalt ca și director al Clubului Sportiv Municipal. Deci putem spune că este și o investiție mult dorită și de acesta. Chiar dacă am mai făcut o țin să-i felicit pe cei doi care s-au ocupat în principal de această investiție, președintele Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, și deputatul la vremea respectivă lucra în Consiliul Județean, Alin Chirilă. E un proiect al lor de suflet la care eu am achiesat și îi sprijin, îi ajut, pentru că este pe teritoriul municipiului Drobeta, Turnu Severin și avem nevoie cu toții de această investiție. Așa cum spuneați, am fost ani de zile director, el a funcționat în perioada în care eu eram director și spuneam mai devreme că veneau oameni și din alte județe, din alte localități să practice notul, să învețe să noate cu copiii la bazinul de not. Eu sunt convins că va fi un reper pentru sportul mehedințean, va fi un reper pentru Severin, va fi plin de oameni, de copii care vor să facă sport, să învețe să noate. E păcat, suntem un oraș la Dunăre și e important ca noi, copiii noștri, să știm să notăm. Multe generații de copii, de tineri și de oameni maturi în acest moment au trecut și au învățat să note
la bazinul municipal Drobeta Turnu Severin. Alin Chiril, secretar de stat în perioada 2017-2019 în Ministerul Dezvoltării în timpul guvernării PSD, actualmente deputat PSD Mehedinți, a fost unul dintre principalii factori care a contribuit decisiv la realizarea acestei investiții atât de importante pentru severineni cât și pentru întreg județul Mehedinți. Alin Chiril a acordat o atenție sporită acestei investiții, considerând-o investiția sa de suflet. Acest bazin, așa cum am mai spus de mai multe ori, mă repet, este un bazin care va fi unic în România, fiindcă va avea teoretic mai multe și practic va avea mai multe funcționalități. Aici va fi, în partea aceasta, va fi clar decât zona de înot a bazinului și totodată, având în vedere că dumneavoastră reprezentați presa, una din aceste încăperi, se vede direct partea de înot, va fi adresată doar presei. Deci dumneavoastră când veți vrea să filmați în acest bazin de înot, veți avea un spațiu destinat special dumneavoastră ca să puteți să luați imagini atunci când vor fi concursurile balcanice sau internaționale de polo. Totodată, așa cum spuneam și mai devreme colegilor noștri, domnului președinte, domnului primar și dumneavoastră, în partea, așa cum ne uităm acum spre bazar, în partea dreaptă va fi o sală de fitness, iar în partea stângă a bazinului de înot va fi partea administrativă a acestui obiectiv de investiție, astfel încât să facem economie de spațiu și totodată să rezolvăm și problema infiltrațiilor care au fost de-a lungul timpului în această clădire. Bazinul olimpic va avea multiple utilități care îl va transforma într-un complex sportiv la standarde europene, unic în România. Va fi un bistro în partea stângă, cum suntem noi așezați acum, și în partea dreaptă, așa cum vă spuneam noi, la etajul 1, va fi acel modul, acele module de saună cu jacuzzi, salină, masaj și un bazin de recuperare. Firma care a câștigat licitația are un istoric foarte bun, ceea ce ne oferă încrederea că această investiție va fi realizată în termen sau chiar mai devreme. Ordinul de începere a acestui contract a fost acordat în luna septembrie 2020. Am început cu partea de proiectare, am finalizat proiectarea, iar acum, după cum se poate observa, ne aflăm în etapa de execuție. Încă de la semnarea contractului am colaborat foarte bine cu autoritățile locale și județene în vederea realizării acestui obiectiv. Iar când spun colaborare, mă refer desigur la toate utilitățile pe care Consiliul Județean și sau primăria trebuie să le asigure. Mă refer la canalizare, mă refer la raportul de gaz. În perioada următoare vom demara lucrările de execuție a șarpantei de peste sala bazinului și vom continua lucrările de infrastructură la nivelul subsolului și al exteriorului. Având în vedere importanța acestei investiții atât pentru locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin, cât și pentru locuitorii județului Mehedinți, este salutară implicarea autorităților locale. Cetățenii din această zonă vor beneficia de un complex sportiv la standarde ridicate, care va fi cu siguranță o mândrie pentru aceștia.